acum, să zic, 2 luni de zile, poate chiar mai bine de 2 luni de zile, am depus toată documentația, tot ce ține de Clubul Sportiv Dinamo, studiul de prefezabilitate și toată documentația aferentă, am depus-o la Compania Națională de Investiții pentru reabilitare și modernizare stadionul de la Dinamo. Normal că lucrurile astea nu se bat din palme, nu se rezolvă într-o zi, două, dar cu siguranță că există un început și cu siguranță că trebuie să meargă până la capăt. Stadionul este prins în programul ăsta 2020 european. Și asta se va face. Până în 2020 mai sunt destui ani, dar este de durată, dar nu imposibil de realizat. Cu siguranță că Parcul Dinamo merită și un stadion nou, un stadion frumos. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.